Ce s-a întâmplat? Bună ziua, avem aici un văr de-al nostru și da? Din care ne-a sunat că a fost lovit pe șantier cu lopata. Deci unde pe șantier? Unde uite pe aici șantierul. Aici, șantier. Aici. Aici. Dar ce s-a întâmplat? Uitați aici. Domnul, uitați. Gigi patronul a îmbrâligat băieții din... Să moare pe ăștia lanți. E patronul. Păi ce s-a întâmplat? A dat cu lopata? E frate antreprenor Gigi. Uitați aici. Ah, ți-a dat cu lopata? Da, da, cu lopata. A scos cu japca afară, dar muncim, am venit să lucrăm, dar am venit să ne... Păi și cine te-a bătut pe șantier? Cine te-a bătut? Domnul Gigi, patronul care are oamenii lui, ne-a pus să ne bată, să ne unde? Dea afară. Arată-mi și mie unde, e unde șantier? Aici, clădirea asta, înăuntru, aici. Aici, în clădirea asta? Da. Ia-le, vină aici, arată-ți mă la mine. Bă, șeptare! Se poate așa ceva, domne, îi dă cu lopata în cap la om, domne, unde trăim aici, în junglă? E incredibil, domnule, așa ceva. Dar poliția nu mai vine să faci și reclamații? Când fac câte unul vine 30 de ani să mă ia. Dar ce s-a întâmplat? La șeful de șantier, antreprenorul, a pus angajații să-i omoare pe amărâții ăștia. Care au venit să-și de pâine. Dar așa ceva i-a dat cu loc.